festivalurile și râs, nu. Nu, dar știi ce mi se pare interesant la piesele astea? Uite, în versiunea originală I'm good, I'm blue, I'm 65, știi? Da. Pentru tine e o piesă de throwback. Erai micuț, o ascultai, ce nebunie. Pentru cei care ascultă astăzi această piesă în versiunea David Guetta cu Bibi Rexha, pare o piesă nouă. Da, corect. Mi se pare că e un double shot, știi? Adică lovești și generația aia și generația asta. Am văzut multe piese refăcute foarte așa multe. Și trebuie să recunosc că cel mai tare îmi place DJ-ul ăsta care se numește Kygo, care are o maestrie ieșită din comun să pânzie. L-am văzut în vara asta la Antol pentru o secundă. Da? Știi senzația când ai o bucurie extraordinară și simți că ți se oprește inima în loc? Ce e atât de multă emoție. Ai sărit la el? Ce? Nu, n-am sărit nimic. Nu, pur și simplu. Da, ți se taie respirația. Da, e atât de frumos momentul și intens. E foarte bun omul. Foarte bun. De urmărit, aș zice. Eu, după cum v-am obișnuit, nu vin cu lucrurile. Da. Da, am zis să facem un preambul așa frumos despre muzică. Să auzim și ceva frumos. Da. Știți cazul cu poliția care a făcut percheziție în școala din Jilava și la chiar în ziua în care am făcut noi dezbatere la România în direct, a fost o înjunghiere, doi copii sau un copil l-a înjunghiat pe altul într-o școală din Galați. Da. S-a mai întâmplat ceva a doua zi cu un spray din ăla paralizant sau lacrimogen și multă lume mi-a scris și mi-a zis așa: domnul Striblea, mai susțineți, domnule, că intervenția poliției acolo a fost greșită, că în mare măsură asta am spus. Și am zis, da, mai susțin că a fost greșită și hai să vedem dacă e nevoie de poliție în școli. Hai sau să vedem. Cum își închipuie lumea că se va întâmpla. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, am primit mesaje de la voi, de la multă lume, care mi-a spus: domnule, ați văzut, domnule, că e nevoie de poliție în școală? Și eu continui să spun, da, e nevoie de poliție în preajma școlilor, e nevoie ca poliția să vorbească cu copiii, cu profesorii, să construiască elemente de încredere, dar nu cum a făcut-o în școala din Jilava. Pentru cine nu știe episodul și-au de prima oară, la școala din Jilava 7 polițiști au intrat în timpul orelor și au efectuat un, aici pe ei o să-i auziți spunând, controlul bagajelor, în timp ce imaginea arată clar că e vorba de un fel de percheziție. Deci copiii dintr-o clasă, de acolo unde am văzut imaginea, au fost puși să scoată pe bancă gențile și după care poliția s-a uitat în genților dacă au obiecte. Da, acolo a fost exces de zel, adică. Așa mi s-a părut și mie. Anterior fusese o ședință cu o săptămână înainte de descinderea asta și nu știu exact ce s-a stabilit la ședință. Acolo au fost și reprezentanța ai primăriei și ai școlii și oamenii au zis, mai e o școală cu probleme aici, hai să vedem cum o rezolvăm. Nu ni s-a comunicat care e tipul problemelor, probabil că au apărut mai multe acte de violență. Și atunci a urmat controlul ăsta. Bun, ok, de ce zic eu că e greșit fix acest control? Odată, că nu poți intra în clasă în timpul orelor cum vrei tu, ca polițist cu mâinile în buzunar și să ridici o clasă în picioare. Nu ai această atribuție, autoritate, decât dacă faci un flagrant, decât dacă știi că în momentul ăla te duci să oprești o infracțiune. Ori acolo nu era cazul, da? Ăsta e primul lucru. Al doilea, nu poți face percheziție fără mandat. Aia era percheziție, nu controlul bagajelor. Controlul bagajelor se face la stadion sau când se intră într-o incintă unde faci control de securitate și da, cum e la sport, la spectacol, când te mai verifică. Când intri la Antol, de exemplu, te verifică oamenii de acolo. Ăsta nu-i control de bagaje. Ăștia erau niște copii la școală, da? Odată, este absurd să te gândești că poți să previi, da, mă rog, poți să previi fapte de genul ăsta intrând într-o clasă sau în toate clasele. Ce ai făcut? Le-ai luat pe toate la rând în ziua respectivă? Doi la mână, ce se întâmplă acolo nu arăta a muncă de prevenție, că ei au spus că fac prevenție. Prevenția arată așa: salut Camelia, bine te-am găsit, ce faci, eu sunt Cutărescu, sunt polițist aici, uite de ce sunt la voi în școală, am venit să vă spun că obiectele sunt periculoase, că dacă aveți o problemă sau un copil vă atacă. Prevenția este o discuție cu empatie, simpatie și explicații. Da? În timp ce domnul polițist clar făcea un control fără să explice nimănui. De asta i-am trimis la carte în momentul respectiv și am spus, așa ceva nu se face. Când vii în prevenție, în primul rând că o faci într-o oră special desemnată în afara orilor și o faci într-un cadru, cum ne-au trimis ascultători din diverse țări ale lumii, care să-i dea copilului încredere, nu frică. Orice care îmi scriu acum, ei, domnule, copiilor li se va face frică și nu o să umple cuțite la ei. A, iurea.
Ăsta e, cine are de făcut fapte antisociale are și nu știe de frica poliției pentru că are cântece cu garda, cu duba. Mai ascultați să vedeți ce să cântă și în ce medii sunt. Apoi, de ce nu cred că asta funcționează la nivel național? Care zis, ați văzut, domnule, dacă ar fi mai mult poliția în școli, cum vă închipuiți că ar funcționa? Bună dimineața, la școală 100, nu știu cât din capitală, se înființează poliția la poarta școlii în fiecare dimineață și umblă în toate gențile. Aiura. Vi se pare ok? Sau trebuie luate anumite școli? Sau vi se pare că trebuie să meargă doar în Jilava sau în alte localități? Și cu câtă poliție te duci? Și dacă ei știu că e poliția la intrare sau că se fac controle corporale, nu o să bagi în niciun fel obiecte... Dar găsesc soluții. Iată, ăsta e un răspuns, da? Când urmărești actele de violență, poate că știi grupul țintă, știi de ce să petrec, știi pe cine omori, eram, Doamne ferește, urmărești, da? Eu cred că în momentul în care te uiți la o școală, zici așa, acolo avem niște probleme, într-adevăr, dar știi, ca polițist, ca profesor, ca educator, știi că e un grup de elevi, că sunt anumiți elevi, că nu toți elevii școlii îți creează probleme. Orice ce s-a întâmplat aici a fost un control... neclam, în masă, da. În masă. Păi cât sunteți în clasă asta? 20. Ia să vedem, mă, dacă nu cumva aveți cuțite. Bănuiți pe cineva? Sau cum e? Toată lumea e posibil infractor? Așa... Dar vezi, că vorbim de cuțite în școală. La mine, da, în școala generală, cel mai grav lucru care s-a întâmplat a fost un coleg de clasă, Daniel, nu o să-i spun tot numele, înghiți mercur. A fost vestea anului. Da, e o nenorocire, într-adevăr, da. Ăsta a fost cel mai grav incident care s-a petrecut. Da, dar lumea s-a schimbat. Eu e sunt foarte convins adevărat, că sunt acte de violență, că erau acte de violență și în școlile de atunci. Doar că nu era mediatizare atât de aproape să aflăm lucrurile astea. Dar eu cred că sunt școli cu probleme, sunt școli cu violență, sunt școli în special în cartiere mărginașe cu probleme, cu comunități nevoiașe, da. Sau îmi spuneți acum prin mesajele pe care le trimiteți că facem control și la școala 11 din București, care e școala școlilor din România, sau acolo nu se pune, nu? Sau cum vedeți situația? Știi că mi-au scris niște oameni, hai băi Striblea, nu mai vrei acum poliție în școli, te mai opui ca poliția să fie în școli? Dumneavoastră, vi se pare normalitatea ca poliția să patruleze școlile? Sau ca noi să facem educația alături de poliție implicată, da, care să le explice copiilor cum se întâmplă lucrurile și ce fel de sprijin pot să ofere în situații limită. Să crească încrederea. Asta nu e una care crește încrederea în polițist, ce am văzut acolo, și niciun act de percheziție. Asta cred că încrederea totuși creează și panică în rândul copiilor, pentru că evident, un copil care merge la școală doar pentru a merge la școală... Și noi aici ca adulți, da, dacă ar intra acum poliția și ar zice Chenciu și Silvia, scoateți... Da, noi aduce aminte? Da, am avut episodul ăsta cu evacuarea, cu polițiști înăuntru și noi ca oameni mari trăim o senzație care nu ni s-a explicat. A intrat poliția în această încăpere și a zis... Și strigau evacuați. Ieșiți afară acum. Fără să explice, fără să spună nimic, da? Și ca om mare trăiești emoții puternice, dar aminte ca om foarte mic. Da. Care nu ai puterea de înțelegere. De asta susțin în continuare, atenție, că acțiunea de la Jilava este o acțiune greșită în execuția ei. Că este control, lucru cu care nu pot fi de acord, și că nu este muncă de prevenție. Prevenția e necesară. Controlul se face doar în anumite situații. Așadar, prevenție perpetuă și control identificat și identificabil, localizat. Unde știi că ai problemă? Nu în masă. Cata, atât am avut de spus. Am anunțit, nu? Bine, iertați. Eu am Caigo Freeze, dacă tot serios, am povestit. Serios, ai găsit, da? Să revenim la sentimentul frumos. Dacă nu ați reușit să ascultați Rațiunea Zilei de la început, va fi disponibilă în câteva momente pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM.